Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Brazla Haiducilor. În episodul de astăzi o să ne ocupăm de biroul nostru din bancă. Deoarece episodul de astăzi vreau să deschid și eu banca, precum v-am zis, astăzi deschidem banca. Va trebui să organizăm chestiile destul de bine pe aici. Mi-am pregătit eu câteva materiale pe care o să le lăs aici pe polul băncii, să zicem așa. Și băgăm asta acolo. Pe aici putem să mai trecem? Hai că putem să trecem și pe aici. Am aici o grămadă de quartz. Am și niște bookshelf-uri și o să încerc să scot niște chestii foarte, foarte mișto aici. Acum sper să-mi iasă, habar n-am cât de bine o să-mi iasă sau dacă o să-mi iasă ceea ce vreau eu să fac, dar sper să-mi iasă cât de cât. Deci vreau odată slab-uri din jumate și după aia mai vreau de-astea tot așa din jumate. Acum, ideea mea a fost că aici sus voi face o bibliotecă unde o să am destul de multe cărți, uite ceva de genul, și astea să vină așa. După care va mai trebui să ieșim, uite, în felul ăsta încă un bloc. Hai să le spargem pe astea pe care le-am pus greșit și sper să-mi iasă treaba asta. Adică arată destul de interesant până în momentul de față. Hai să vedem câte blocuri avem aici. 3 blocuri acolo. Iar aici avem mai multe blocuri și noi, ok. Mai punem asta aici și atunci să fie egal, să avem dita, mai biblioteca aici sus. Doar că e o mică mare problemă. Nu ni se prea vede biblioteca de jos. Deci eu o să am birou undeva pe aici și o să încerc să fac o chestie, hai să nu fie atât de aproape de geam, uite ceva de genul, asta o spargem, băgăm aici două slaburi de astea și vine asta, uite, în felul ăsta, cam ăsta, asta va fi masa de la birou, după care pun aici un mare scaun, scaun care va trebui să îl punem, cum punem scaunul ăsta aici? Hai că e bine, o să fac un scaun de ăsta dublu, ceva de genul. O să fie un birou mai mare, să zicem așa, uite, facem scaunul dublu cu un bloc mai în spate ca să putem sta și noi foarte frumos aici când vine cineva la noi să depună o comandă sau ceva. Punem și niște scaune aici, uite, o să pun două tot așa și cam asta e treaba până la momentul de față. Acum, eu mă gândeam să fac niște scări, uite, pe aici în sus, către bibliotecă. Dar pare o idee destul de interesantă, hai să facem chiar două, facem prin două părți. Să putem urca la biblioteca asta care vreau să pun eu aici și sper să îmi iasă destul de bine. Acum, o să trebuiască să urcăm sus și să punem bookshelf-urile, doar că singura problemă este că nu am scările la mine în momentul de față să le pun. Dar, uite, de exemplu, cu bookshelf-urile o să vin și o să le pun chiar aici și le punem până în tavan de tot. Aici putem să le punem deoarece eu am făcut un design destul de ok în partea alta, adică spre hol, astfel încât să putem să ne folosim destul de tare de spațiul ăsta de aici de sus. Așa că hai să punem bookshelf-urile pe aici și ar trebui să iasă tot o cât se poate de tare, să zicem așa, sper să iasă mișto. Mi-a venit ideea asta cu biblioteca și sper să iasă cât de cât ok și să arate bine. Fiți că am rămas fără bookshelf-uri. Ideea e că am luat bookshelf-uri de la villager și villagerii le dau puțin cam scump 9 emeralde bookshelf-uri și nu am putut să iau chiar atât de multe. Dar o să merg eu și mai cumpăr bookshelf-uri de la ei sau craftez, bai că de craftat nu craftăm. O să mai merg să cumpăr bookshelf-uri de la villager, dar hai să vedem în primul rând cum arată așa de jos. Arată destul de interesant, deși nu se vede prea bine, ceea ce e o mică problemă, că nu se văd atât de bine bookshelf-urile astea din partea de jos, dar se văd oarecum cât de cât se văd, să zicem că nu e o problemă atât de mare. Aici ar merge să băgăm noi blocuri de quartz. Uite aici, în laterale, băgăm niște blocuri de quartz și sper să arate cât se poate de ok. Arată interesant până în momentul de față. La fel și în partea asta, le mai spargem pe astea și băgăm blocuri de-astea de quartz. Uite, în felul ăsta, aici mai intră două și ne mai lipsesc 3 bookshelf-uri. Aici arată interesant până în momentul de față. Acum va trebui să vedem ce mai punem pe pereții ăștia ca să iasă destul de interesant și destul de mișto. În partea asta, nu știu ce să fac, să mai facem o mică bibliotecă sau să mai facem un birou. Sau să mă gândesc între astea două chestii, încă o bibliotecă sau un birou. Cred că aș merge pe ideea cu biblioteca, deoarece fiind o bancă, se stochează foarte multe acte de transfere, de tot fel de chestii, de dobânzi, de împrumuturi, deci cred că o să mergem pe ideea cu bookshelf-urile și în partea asta o să mai băgăm vreo 3 bookshelf-uri și da. Cam astea sunt ideile mele până în momentul de față și poate în episodul de astăzi o să avem și deja primul client, ceea ce va fi foarte, foarte tare dacă o să avem și primul client. Acum aici nu mai pot să bag blocul de quartz aici în spate, deoarece s-ar vedea în partea altă și nu ar fi prea ok să se vadă, deși aici cred că pot să bag bloc de quartz, corect? Corect, pot să bag bloc de quartz chiar și pe aici, deoarece nu se vede.
ceea ce este foarte ok, deci băgăm repede niște blocuri de cuarț prin partea asta și sper eu să arate destul de mișto. Și da, într-adevăr arată oarecum mai bine așa cu blocurile de cuarț puse acolo, oricum partea asta nu se vede absolut deloc, ceea ce este foarte, foarte bine. Acum aici o să băgăm niște uși de iron și cred că rămânem cu ideea de bibliotecă și în partea asta. De bloc pentru stocat de acte, mai bine zis, nu neapărat bibliotecă. Aici o să mai venim cu niște glass panel-uri ca și aici. Și merg să mai fac eu de rost de niște materiale, deoarece nu m-am gândit la toate chestiile, m-am gândit doar la coarci și la bookshelf-uri. Dar acum am venit câteva idei destul interesante, așa că merg să mai fac rost de ceva materiale și le vin. Am mai stat eu să organizez puțin lucrurile aici, înainte să merg după acele iteme de care mai am nevoie și cam acesta este rezultatul după ceva timp în care m-am gândit oarecum cum să facem designul pe aici. Am stabilit că aici o să avem biroul nostru unde o să preluăm diferite comenzi și diferite depuneri, cereri, chestii de genul. Aici am făcut o masă de asta de relaxare practic, de mâncat chestii, unde pot să stea lucrători, de exemplu, sper să se relaxeze, nu știu, vedem ceva de genul, cam asta a fost ideea, un loc de relaxare, de pauză, de la muncă, unde se poate mânca, să ne uităm frumos pe geam, pe aici vedem mare corabie acolo, mare tarabă aici, mare căsuță acolo, mare shop gigantic pe acolo, deci ăsta va fi un loc de ăsta de relaxare, unde poți să te muncitori de aici, să știe cină sau ceva de genul, și da. Aici să preau eu comenzile, acum mă gândeam cumva să despar partea asta în două părți, adică partea mea, birou, să zicem așa, și partea de relaxare, dar nu prea dispunem de locul necesar și modul în care să facem treaba asta. Deși aș putea să fac o ușă acolo și o ușă acolo și împărțeam aici în două, dar e mai ok așa și mult mai simplu. Pe lângă asta o să vedem dacă o să punem niște uși aici sau dacă punem uși, o să încerc eu pe cât posibil să fac ca ușile să fie deschise tot timpul. De fapt pot să le pun efectiv așa și atunci clar sunt deschise. Deci, în momentul de față, și aici sus mă mai gândeam să punem niște chestii de alea de bibliotecă și cam astea sunt ideile până în momentul de față. Încă mă gândesc la destul de multe chestii pe care aș putea să le mai fac pe aici, dar vedem. Și încă o chestie foarte ciudată. Cât am filmat și în episoadele trecute, episoade pe care probabil voi o să le vedeți puțin mai târziu, deoarece am început să filmez în avans, deoarece, și mă tot repet cu deoarece, am început facultatea și nu prea o să am atât de mult timp. Mai ales că sunt și primul an, nu știu exact care e treaba cu facultatea și cât trebuie să învăț, cum trebuie să învăț ca să fie tot ok și să am note mari și acolo. Deci de asta am filmat câteva episoade în avans și încă o să filmez episoade în avans ca să am episoade de postat. Și acum, pe lângă asta, ideea e că și voi ați început școala și programul nostru normal de postat a fost la ora 12, marțea și vineri posteam din Breazlă și în rest încă două episoade din Hardcore sau din Blocat sub Ocean. Dar acum, țin să vă întreb acolo, să ziceți în comentarii, la ce oră ați prefera voi să postez? Adică, ce oră ar fi mai favorabilă pentru voi? Nu știu, mă gândeam pe la ora 4-5, prea când terminați și voi și orele și ajungeți acasă, vă puteți uita. Nu știu, cam astea ar fi chestiile pe care vreau să vă întreb, la ce oră ați prefera voi să postez și când aveți timp să vă uitați. Deci, scrieți acolo pe oră în chat, în secțiunea de comentarii, ca să știu și eu cum ar fi mai ok pentru toată lumea. Acum, ideea e că o să adopt un nou stil de postat și anume un episod pe săptămână din Breazlă și două episoade pe lângă din celelalte două serii pe care le am. Adică o să fie ceva de genul, o să avem marța, Blocat sub Ocean, miercuri o să avem Breazlă și joi o să avem Hardcore. Cam ăsta e programul momentan de postat. Sper să văd cum merge treaba cu facultatea și să văd dacă pot să postez mai des. Nu știu, cam astea sunt propunerile și ideile pe care le-am în momentul de față cu activitatea mea pe YouTube. Am ținut să vă zic și chestiile astea deoarece într-un episod ăsta de Breazlă îl vedeți mult mai mulți și să înscriți acolo în chat la ce oră ați prefera să postez. Bun, acum hai să nu ne mai ocupăm cu treaba asta cu facultatea, cu școlile și să continuăm cu jocul nostru. Acum, eu mă gândeam să mai pun și niște plante de-astea cum am pus aici pe hol, de-astea mai am o grămadă, niște compostere am o grămadă deoarece am craftat foarte multe pentru hall-ul ăsta și mai am o grămadă, deci o să băgăm pe aici prin colțul și pe unde am mai vedea noi că e ok să mai băgăm câteva plante de-astea ornamentale. Poate punem și aici în partea de sus niște plante ornamentale, ar fi de destul de interesantă. Aici sus nu cred că ar mai merge, aici o să vină doar un mic craft cu cărți, o mică urcare pe aici cu niște scări și da, o să merg să fac rost de scările necesare pentru toate chestiile astea, de multe bookshelf-uri din nou, că mai mă gândeam să mai bag câteva bookshelf-uri chiar și pe aici prin părțile astea de jos,
Dar o să vedem. Deci, mă duc să mai fac rost de niște materiale de care am nevoie și revin atunci cu o grămadă de materiale noi, plus idei pentru locul ăsta. Deci, revin. Bun, și haideți că am luat și câteva materiale. Am adus aici scările de care tot vorbeam. Le băgăm și prin partea asta. Uite așa. Punem scările și aici. Hai să urcăm sus. În momentul de față putem să urcăm sus și am uitat de sticlă. Deci am uitat de sticlă. Hai că e bine, am uitat fix de ce mai aveam nevoie. Aveam nevoie de niște sticlă și fix pe aia am uitat-o. Astea le mai băgăm, uite, așa. Și avem și aici niște rafturi de-astea cu cărți. O punem chiar așa. Arată destul de interesant în felul ăsta. Hai să fie puse, uite așa. Și arată destul de interesant în felul ăsta. Acum mai băgăm și unul aici, ca să fie treaba treabă și să arate cât se poate de mișto, să zicem așa. Acum urmează să punem aceste compostere. O să bag un composter, uite aici. Mai băgăm un composter aici. Băgăm frunzele și după va trebui să ne întoarcem după sticlă. După care va trebui să facem și o chestie de iluminat aici, să nu ne rămână toate treburile așa cum sunt acum, trebuie să și iluminăm. Hai să băgăm un composter, uite, pe aici, prin colțuri, și asta l-am pus greșit. Uite, așa, două blocuri înălțime, hai să punem pe ăsta chiar de patru blocuri înălțime. Hai că e prea mult, patru, uite, trei blocuri, cred că e cât de cât ok. Băgăm o plantă și aici, și aici o să mai băgăm niște rafturi cu cărți, uite, așa. Am siltaci, perfect. Vin rafturile cu cărți, uite așa, aici fix lângă biroul nostru, aici mai băgăm niște plante, uite așa, tot de 3 blocuri înălțime. Și acum ar mai merge niște plante, uite chiar și pe aici, uite așa, un bloc, hai să fie de 2 blocuri, să fie cât se poate de înalt, să zicem așa. După care băgăm una pe aici și cam asta ar fi treaba până în momentul de față. Aici blocurile astea arată destul de ciudățel, dar hai că sunt ok puse acolo, nu ne luăm de astea, deși aș putea să fac o treabă de genul și atunci să anulez alea. Deși arată chiar și așa interesant, arată un detaliu în plus acolo, un detaliu destul de ciudat, dar un plus. Arată binișor și în felul ăsta. Uite, aici ar mai merge o chestie de asta. Și cred că am pus deja destul de multe plante pe aici, chiar foarte multe plante, nu doar destul de multe. Ar mai merge una de aici, aici sus de tot. Hai să o băgăm, arată destul de interesant aici, a pus pe, deci, o floare, un ghiveci de flori efectiv imens pe niște rafturi cu cărți. Hai că, da, am avut și eu idei bune. Acum, ideea e că noi o să trebuiască să facem și un loc de stocare, practic, pentru acte, deoarece astea sunt doar așa de formă, aici nu putem să punem absolut nimica, sunt doar niște rafturi cu cărți de formă, dar o să trebuiască să găsim și noi un loc pentru ele. Și acum stăm pe aici și m-am gândit că ar fi destul de interesant să băgăm aici o chestie de asta lungă de iluminat. Uite așa, aici o să băgăm o grămadă de chestii până undeva pe la nivelul... Câte blocuri sunt de acolo? Hai să vedem. Deci 3 blocuri, lăsăm din partea aia 3 blocuri, lăsăm și de aici 1, 2, 3 și atunci vine... Deci 1, 2, 3 vine aici. Bun, aici o să băgăm o grămadă de shroom light-uri. Oare am la mine shroom light-uri? Nu cred că am la mine shroom light-uri. De fapt, hai să mergem să cumpărăm niște shroom light-uri foarte, foarte repede de la Ionuț. Și mă bucur că avem și shop de shroom light-uri, adică e foarte simplu de obținut. Uite că și acolo e unul. Hai să mergem. Putem să trecem și noi pe aici. Uite, așa. Shroom light-uri. Un stack, un diamant. Perfect. Hai să ne luăm noi aici frumos portofelul, să zicem așa. Punem pe jos, pot să-l pun, uite așa, luăm de aici un diamant și avem mare stack de shroom light-uri, ceea ce este foarte tare. Bun, le băgăm pe astea aici la loc și așa. Mai avem nevoie de ceva? Momentan nu avem nevoie de nimic. Tot timpul verific dacă am pus portofelul la loc, deoarece nu vreau să mă trezesc că l-am aruncat pe jos sau mai știu ce am făcut cu el. Deci tot timpul stau să verific care e treaba cu portofelul și dacă totul e ok cu el și dacă e pus în Ender Chest. A tras cineva după mine, dar nu stau acum să mă uit cine a tras. Hai să băgăm chestiile astea de iluminat pe aici. Hai să vedem dacă trecem și noi, uite așa. Iar acum astea o să le acopăr eu cum zice, cu trapdoor-uri de iron. O să le pun aici în partea asta sau le lăsăm așa. Arată destul de interesant acolo linia de asta de shroom light-uri. Nu știu, mie personal îmi plac shroom-urile astea cum arată. Aici arată deja destul de ciudat că sunt acoperite, dar cred că o să le lăsăm așa libere. Ce ziceți? Le lăsăm așa libere? Poate arată destul de ciudățel pentru început, dar eu zic că
Arată destul de interesant și sunt niște detalii destul de interesante în plus, să zicem așa. Hai să mai băgăm o chestie de genul. Nu acolo. Chestie de genul, doar să pornim de undeva de pe aici, plus că mai avem nevoie de încă o treaptă de asta. Luăm așa, băgăm aici mare treaptă care o băgăm la două blocuri, deci practic două blocuri venind aici. Și mai băgăm niște șurumlaituri. Deci treaba asta adaugă un detaliu destul de interesant în plus. Uite așa, o spargem pe foarte repede. Și cam asta ar fi treaba cu aceste detalii de sus. Mă gândeam la ceva de iluminat și eu zic că arată destul de interesant. E puțin mai diferit și neobișnuit că nu pun nimic pe acele shroom light-uri să le acoperă sau să fie cu alb sau ceva de genul, dar eu zic că adaug un detaliu destul de interesant în plus și un detaliu mai neobișnuit, pot zice, deoarece nu vedeți toate construcțiile și shroom light-urile așa pe afară. Bine, construcțiile astea mai moderne, să zicem așa, nu prea stau shroom light-urile așa la vedere. Aici în colțuri iarăși ar merge să facem ceva să nu rămână atât de simplu, dar oricum deja arată total diferit locul ăsta, arată chiar foarte bine după părerea mea. Mie îmi place personal destul de tare cum a ieșit până în momentul de față. Acum aici o să mai venim cu niște item frame-uri invizibile și o să punem niște chestii de mâncare pe aici și hai să mergem să luăm și niște item frame-uri de la domnul Blujman. Uite, aici știu că are 16 la un diamant și am mai luat noi item frame-uri de aici, doar că sunt acasă și nu mai am că să mă duc după ele. Și în felul ăsta e foarte, foarte ușor pentru noi. Deci, un stack, un item frame, uite așa. Bine, un stack, un item frame. Și aici pe item frame-uri în diamant, nu știu de ce am vorbit așa cu stack, cu item frame chestii. Deci, totul e ok, bun. Hai că am dat o artifică fix în frunza aia. Frunza aia, în iarba aia de acolo. Hai să venim foarte, foarte repede până în partea asta și să punem aceste item frame-uri. Uite, le punem în partea asta. Pun două de astea unde o să punem, de exemplu, morcov de ăsta și ar mai veni, ce să mai băgăm? Deci astea vin așa. Și ce să mai punem? Ceva de mâncare. Bun, și-am revenit. Am mai adus aici frumos un golden apple care o să-l punem, uite, în partea asta, așa. După care venim cu chestia asta și le facem invizibile. Item frame invisible, la fel și pe ăsta, item frame invisible. După care va trebui, hai că nu l-am făcut invisible pe ăsta, nu știu de ce. Item frame invisible. Se face? Bun, perfect. Acum ar trebui să punem și noi TDP-ul de la bancă, care o să-l pun fix aici. Deci venim frumos și băgăm aici mare TDP de la bancă. Îl facem și, hai că da, îl facem și invizibil. Unde e? Aici. Venim frumos aici. Item frame invisible. Perfect. L-am făcut și invizibil și avem acolo frumos documentul pe bancă. Deoarece trebuie să le punem în shop-uri, din câte știți și voi. Acum eu mă gândeam aici în spate să punem o linie de shulker box-uri pentru shulker box-uri chiar gri. Ori le băgăm în podea, nu cred că le băgăm în podea, deoarece ar arăta destul de ciudățel și nu vreau să le bag în podea. O să punem aici câteva două shulker box-uri în spate, unde o să ținem noi documentele mele, sau uite aici în spate, oare le se pot deschide de la aceste, cum zice, de la aceste slaburi? Nu știu, o să vedem noi unde punem și shulker box-urile, poate le punem chiar undeva sus pe aici, ca să fie depozitat, de fapt, uite, da. Chiar așa, o să le punem aici, o să le bag în perete. O să bag aici în perete 3 shulker box-uri pe fiecare parte, 3 shulker box-uri albe. Așa că o să merg să duc 3 shulker box 6 shulker box-uri albe, aduc și sticla. Și pe lângă asta mă gândeam că ar mai merge să punem niște perdele pe aici, doar că nu o să le putem pune peste tot. Asta e o mică problemă, că nu o să le putem pune peste tot. Dar hai să spargem asta și o să vină acolo perdea. Și trebuie să adăugăm și detalii și la geamuri, deoarece nu putem să le lăsăm atât de simple. Așa că fac niște perdele albe și revin aici cu ele. De fapt, stați, are Cipri la shop perdele de alea, nu perdele, bannere se numesc, doar că eu le zic perdele, că sunt perdele pentru noi, la noi o să fie pe post de perdele. Așa că luăm frumos de aici ăsta, portofelul. Și cumpărăm repede niște perdele, să zicem așa. Serios? Ah, s-a făcut ciudat. A fost puțin lag pe aici. Deci, lagul continuă. Deci, 3 blocuri de diamant. Ce blocuri? Pai că da. Sunt puțin cam scumpe, după părerea mea, dar de ok, nu e nicio problemă, noi le luăm. Nu, e nicio problemă pentru noi 3 diamante. Uite, astea le băgăm aici. Finuțul și spargem ender chest-ul.
Am luat totul și totul e ok, bun, hai să mergem să punem și perdelele astea, după care va trebui să mergem acasă, după niște sticle, după niște paneluri albe, pentru părțile alea de sus de la bibliotecă și mare parte am cam terminat camera asta a noastră, camera de cum se zice, de bancar, biroul nostru pentru bancher, să zicem așa, pentru noi. Sună destul de ciudat, dar cam așa se numește. Uite, asta vin pe aici. Și am pus și noi frumos perdelele. Le punem până jos. Nu, arată deja ciudat următorul nivel. Deși ar merge să le băgăm, uite, așa. Da, cred că așa o să le punem. Și arată destul de interesant. Câte mai avem? Mai avem 5. Sper să fie suficiente. Așa, băgăm și aici. Acolo nu mai avem loc. Și cam așa arată perdelele noastre de la bancă. Arată destul de interesant și arată destul de bine. Adică adaug un detaliu în plus. Și deja avem foarte, foarte multe detalii pe aici și eu zic că a început să arate destul de bine. Acum trebuie să facem ceva și cu tavanul, nu putem să lăsăm așa atât de simplu. Trebuie să adăugăm noi ceva detaliu și mă gândeam la o chestie, mi-a venit fix acum în cap, să fac ceva cu trepte de asta odată, cu smooth quartz stairs și mă gândeam că ar fi destul de interesant să băgăm, uite așa, din când în când stairs-uri de astea. Hai că l-am pus și pe ăla. Punem câteva stairs-uri astea din când în când. În partea asta, din păcate, nu mai pot să le pun, dar oricum nu o să se vadă. Băgăm stairs-urile și în partea asta exact la fel. Uite așa și sper să fie camera simetrică ca să le pot pune pe toate ca lumea. Hai să urcăm aici frumos sus și nu prea e simetrică. De fapt, e simetrică? Hai că e simetrică și ne intră la perfect. După care mă gândeam să punem niște smooth quartz slab-uri, uite, în felul ăsta. Și nu mai ajungem? Ajungem? Hai să vedem. Nu, nu mai ajungem, din păcate. Nu arată bine. O să-l spar pe ăsta. Uite așa și băgăm acolo mare slab. Punem și în partea asta și am adăugat iarăși câteva detalii destul de mișto la această clădire a noastră. Ideea e că nu e simetrică, adică aici n-a ieșit prea bine, dar nu ne bate în cap acum. O să rămână așa. Hai să venim cu astea până în capătul celălalt, deoarece aici putem să le punem încă. Ăla trebuie să-l spargem și dacă reușesc să-l sparg, ar fi foarte tare. Bun. Luăm unul de ăsta, îl băgăm acolo, la fel și în partea asta. Aici, în capăt de tot, ar merge să punem chestia asta. Dacă ajung și eu acolo, bam, l-am pus. Perfect. Hai să mai venim cu astea. Astea o să le băgăm până în partea asta și în partea asta deja s-a oprit. Acolo nu mai punem chestii de genul. De fapt, mai putem să punem, uite aici. Uite așa. Și arată interesant, arată chiar foarte, foarte bine și foarte mișto. Acum cam asta e partea de jos. Aici ar mai merge niște carpeturi. Deci în continuu vin de aici și sper că nu vă plictisesc și nu e prea lung episodul de astăzi. Mai adaug câteva detalii pe aici. Pun carpeturi și pun și sticla aia și o să revin cu probabil și posibil cu primul nostru client al băncii. Ei, Zino! Salutare, să aici în birou. Unde ești? A, stai că vin acum. Așa. Ei, salut, salut! Salutare. Ce mai Mamă, faci? ce birou fain! Cu ce ocazie pe la noi? Am venit că ai zis tu că ai deschis banca și am zis că vreau să vin să discutăm așa de o depunere, știi? Da, păi se rezolvă imediat și în primul rând vreau să te felicit pentru postul de notar, noul notar O, mulțumesc, mulțumesc! al Brezlei și hai să-ți dau un formular care trebuie să-l completezi tu foarte, foarte repede, le-am aici sus. Uite O, aici. mamă! Asta e cu schema, ai pus alb ca să pui șulcăre albe. Exact. Mamă, asta, Deci. dar oricum e fain pe aici. Mamă, și mere de aur. Ăsta ar fi formularul. Trebuie Așa. să completezi tu acolo câte diamante vrei să depui, pe ce perioadă. Subsemnatul. Blue Shman. Așa. Depun 100 de... Trebuie să mai scriu blocuri după aia? Poți să scrii diamante, poți să pui și blocuri, da, scrie blocuri după. 100 blocuri de... Așa. 100 de blocuri de diamant pe o perioadă de... Nu știu câte luni să fie. Păi pui câteva luni acolo și dacă e brandul în contractul. Păi hai să punem așa de început 3 luni, deși nu cred că o să le scot eu mai repede de vreo 6. Am înțeles. Așa. Adică aș vrea să țin până la finalul sezonului, știi? Data. Astăzi suntem în 14? 14-9. 14.09.20.20. Semnătura B și acolo semnătură bancher. Nu, no, aia deja Am trebuie să ține de semnezi eu tine. acum. Așa, frumos. Băgăm aici mare semnătură. Atât. Bun, dăm sign și ce nume dăm la asta? O secundă să...
Depunere Copiez chestia. blu sau ce? O să îi dăm numele dobândă. Așa, și ar trebui să iau și eu diamantele astea de aici. Uite așa, avem Atât. aici mare carte, facem repede o copie. Așa. Așa. Și mergem în depozit Originalul să le punem acolo o să sau? rămân aici la mine, o să-l pun aici frumos în arhivă. Mm-hmm. Uite așa și îți dau ție copia, să o păstrezi în cazul în care Oh, avem, da. avem vreun control ceva. Să ai copia, hai că da. Să ai copia la tine, să fie tot în regulă cu actele. Așa. Mulțumesc, mulțumesc. O să o pun eu frumos la loc de cinste. Și o să mergem noi imediat să depunem și diamantele frumos în safe. Dar aia o să facem off-camera, deoarece n-aș vrea să arăt codul pe filmare și chestiile astea, deci... O, ai și cum, mamă, ce tare! Combinația safe-ului. Ah, da. Mai da, au... și... O, du. Am înțeles. E bine, e bine, las că o să repar eu. Și cam asta a fost depunerea ta. O să primești banii pe sfârșitul lunii, o să te chem eu aici. Bine, pe sfârșitul lunii ăstea, practic, și atunci primești un mic bonus pe cele 14 zile de care au trecut din luna asta. Dar cam asta e treaba, pe sfârșitul lunii o să primești suma de 10 diamante în momentul de față, după aia 11 și tot așa ce sumă ai tu acolo, 10% o să primești în fiecare lună. Deci cam asta e treaba. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că știi, eu vreau să fac mai mulți. Am un goal din ăla nebun de vreo 5.000 de diamante până la finalul sezonului și asta este mult bun. Încerci să faci rost de diamante de peste da, tot, da. Practic. Ok, păi multă baftă okay. să le faci. Mulțumesc. La fel și ție. Mulțumesc. Mult noroc cu banca asta, să vină cât mai multă lume, să faci o grămadă, grămadă de bani. Da, fac o grămadă de diamante pe aici. Deci, da, așa. Mulțumesc că ai venit să te pui o sumă de bani. Primul client, primul servit. O, ce tare, am fost primul. Oricum am zis că vreau să fiu primul pe la orice să construiește pe aici, numai că na, de la mulți n-am nevoie de ceva, numai știi. Am înțeles, da, aici ai fost primul. Tu ai fost primul care a venit aici să te pui suma de bani și îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc și eu, zi faină, pa, pa. Zi superbă. Cam atât ar fi și episodul de astăzi, acum a depus și primul client la noi niște bani pentru dobândă, precum ați auzit și când i-am zis lui, o să aibă 10% pe lună practic și nu are voie să scoată banii. Dacă scoate banii în acea lună, pierde dobânda, deci cam asta e treaba, trebuie să lase banii aici la noi și da. Cam atât ar fi și episodul de astăzi, zic că am făcut o chestie destul de mișto aici, biroul ăsta arată chiar foarte, foarte bine după părerea mea, mie îmi place foarte mult cum am făcut treaba asta cu biblioteca sus. Ce nu știu, mi-a venit așa o idee destul de interesantă și m-am gândit că ar arăta foarte bine. Două biblioteci așa în partea de sus, plus aici un loc unde poți să muncitorii să iei masă sau să stai să reacțeze ceva, pe o pauză. Deci cam asta ar fi treaba. Nu știu, mă gândeam foarte mult să văd cum pot să folosesc tot acest spațiu, adică și partea de sus a bibliotecii, a biroului să folosim cumva și uite că mi-a venit ideea asta cu rafturile de cărți, locul unde să stocăm practic tot felul de documente, precum am pus și documentul ăsta cu prima depunere, 100 de blocuri de diamant, 3 luni, deci totul e ok, avem și prima depunere și o să mai vedem, cred că o să mai vină destul de mulți clienți în următoarele zile, săptămâni, nu știu, în următoarele episoade, probabil o să mai vedeți o secvențe în care mai depun și alții bani, deoarece eu zic că e o treabă destul de rentabilă practic și din care scoți bani, eu dau diamante și chestii de genul, deoarece, nu știu, ideea e că și în semnele trecute, în care am mai fost, făceam diamante prea multe și prea mult ce să fac cu ele, la fel și aici, deja am început să strâng diamante și efectiv n-am ce face cu ele și atunci, decât să le țin eu, mai bine le dau celor care depun o sumă aici și am făcut acest mic roleplay cu banca. Deci, nu mă alugesc, cam atât ar fi și episodul de astăzi, eu mulțumesc foarte frumos pentru cei care v-ați uitat la acest videoclip și precum am tot obișnuit în ultimele episoade, scrieți acolo un hashtag B de la bancă, hashtag B. Să vedem cine a stat până la final, cine a stat atât de mult, vreo, nu știu, 20 ceva de minute, cine a stat până la finalul episodului, deci da. Eu mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să dați like, share, subscribe și vreți voi acolo. Eu am fost din și ne vedem în live-ul sau în episodul următor.